În 40 de cazuri pozitive, dintre care 11 la municipiul Botoșani. După cum vedeți și dumneavoastră, în ultimele zile numărul de cazuri a crescut suficient de mult pentru această perioadă, chiar depășesc așteptările noastre. Singurul lucru care ne îngrijorează este faptul că foarte mulți vin târziu la spital, aceeași poveste ca și anul trecut, motiv pentru care marea majoritate care se prezintă acum și sunt pozitivi trebuie internați. În această, cum a spus și domnul prefect, ieri am avut întâlnire cu managerii de spitale. În momentul de față, Spitalul Județean mare ca și număr de paturi disponibile COVID, 43 la secția de boli infecțioase cu 16 în blocul principal al Spitalului Județean, în zona de pneumologie. Mâine seara sau cel târziu, poi mâine dimineață, vor fi disponibile și paturile la Spitalul de Pneumofiziologie, cele 36 de paturi plus încă 6 paturi TB și COVID, deci 42 de paturi. Spitalul Dorohoi are în momentul de față 20 de paturi disponibile pentru pacienții COVID, cu posibilitatea creșterii la încă 20. Cum vă spunea și domnul prefect, vom solicita trecerea spitalului de recuperare pe ordinul Ministerului pentru o eventuală creștere a numărului de cazuri și o eventuală redeschidere a acestui spital pentru cazurile COVID. În momentul de față nu vom deschide spitalul de recuperare, își va continua deocamdată activitatea de bază. În cazul în care cazurile pozitive la nivelul județului Botoșan vor crește vertiginos și nu putem acoperi cu paturile care vor fi în momentul respectiv disponibile, atunci vom solicita și deschiderea spitalului. Spitalul de boli infecțioase, după am înțeles că mai o săptămână într-o zonă de o săptămână, 10 zile, să termine toată reabilitarea secției. Și vor crește și numărul de paturi până pe la 89 de paturi la nivelul secției. Zilele trecute am avut o discuție și cu medicii pediatri de la spitalul la secția de pediatrie a Spitalului Județean. În cazul în care vor fi copii pozitivi care necesită internare și vor fi forme mai grave care depășesc faptul că secția de boli infecțioase nu are terapie intensivă, nu are alte specialități, să fie internați și în secția de pediatrie. Și vom, în principiu avem 8 paturi disponibile la secția de pediatrie, dar vom vedea care va fi situația în momentul respectiv. Singurul lucru care vreau și dumneavoastră să ne sprijiniți, să vă atenționați populația, că nu este niciun fel de păcăleală dacă stau acasă și se iau automedicație. Avem pacienți care au trecut prin COVID și s-au testat cu teste din farmacie, au știut că au COVID, au luat medicații din proprie, pe acele scheme care apar pe internet sau s-au automedicat și au venit cu hepatită toxică medicamentoasă. Pacienți tineri care puteau foarte bine să, dacă ar fi venit să fie văzut de medicul de familie sau de un alt medic specialist, conduita terapeutică ar fi fost alta și n-ar fi ajuns cu această hepatită toxică medicamentoasă. Dacă prezintă simptome, indiferent cât de mici sunt simptomele, să se adreseze medicului de familie sau medicului specialist. Nu sunt internați cu forța, nu vine izoleta să ia de acasă. Pot continua tratamentul, dacă prezintă o formă ușoară, pot continua tratamentul la domiciliu sub supravegherea în card telefonică a medicului de familie. Toți care se prezintă acum zilele acestea la spital sunt forme medii și grave. Avem decese pe pacienți tineri, fără comorbidități, care au stat acasă câte 10 zile cu simptome și nu s-au prezentat la spital. De 43 de ani, de 49 de ani. Și e păcat. Au început să avem aceste cazuri pozitive mai multe după niște pelerinaje religioase în diferite comunități din județul Botoșani. Aceeași poveste ca și în primăvară și anul trecut, reminte
la ancheta epidemiologică, nu se declară contact direct, ulterior sunt contaminați și vin la spital și spun că au fost în acea activitate și au fost, de fapt, contact direct cu persoana, prima persoană pozitivă și de aici același cerc vicios. De asta avem foarte multe cazuri. Această tulpină se transmite extrem, extrem de ușor, este extrem de contagioasă. Avem copil de o lună pozitiv, care este internat la secția de boli infecțioase. Sunt copii care au luat acest virus, unii au forme ușoare, unii au fost internați la secția de boli infecțioase, dar având în vedere că începe și anul nou școlar, azi am avut o discuție la invitația doamnei inspector general, o întâlnire cu directorii de unități de învățământ și le-am solicitat și lor aceeași, fără să-i plictisesc cu sfaturi, să păstrăm aceleași măsuri de prevenire a acestui virus, care l-am făcut și anul trecut, la începutul anului școlar. Copiii sunt cei mai predispuși acestui virus, acum cu această tulpină care, după cum știți, este contagioasă la tineret, la copii și la tineret. Și deodată cu începerea anului nou școlar, colectivitățile în colectivitate se va transmite foarte ușor. Am solicitat, dacă, după disponibilitatea fiecărui unități de învățământ, să decaleze intrarea la ore, să decaleze pauzele exact cum a fost și la începutul anului trecut. Cu purtarea măștilor, cu cât mai puțină socializare între clase, în pauze.